Comparație cu statistica de la sfârșitul anului 2010, stocul mediu de spații de retail modern la 1000 de locuitori la nivel național a crescut cu 24%, de la 64 la 84 de metri pătrați, conform unui studiu Equinox DTZ. Suceava rămâne în fruntea clasamentului la fel ca în anul 2010, doar că aici media este de 736 de metri pătrați la 1000 de locuitori, aproape de 10 ori mai mare decât media națională și de 2 ori peste media capitalei, care înregistrează 307 metri pătrați la spațiu comercial modern la 1000 de locuitori. Pentru ce veniți de obicei în mall? Pentru ce ați venit aici? Pentru anumite cumpărături, pentru cumpărături, pentru relaxare, pentru... Ne simțim bine aici. Ne simțim bine. Aici sus la mâncare sau cumpărături, depinde. Pentru mici cumpărături. Relaxare. Și relaxare de timpul săptămânii, care este necesară, nu doar la sfârșit de săptămână. Să mă uit, să cumpăr, dacă găsesc. Dacă nu găsesc, mă duc acasă. Pentru a cumpăra ce trebuie, lucruri, știu, esențiale. Reprezentanții grupului din care face parte și unul dintre mall-urile din Suceava sunt mulțumiți de proiectul de aici, care răspunde cerințelor pe care le au clienții, lucru demonstrat de fluxul tot mai mare de vizitatori și cifrele de afacere în creștere ale chiriașilor. Deși zona de nord-est, în care este încadrat și județul Suceava, este considerată pol al sărăciei la nivel național, secretul succesului unei astfel de afaceri nu este venitul pe cap de locuitor, ci adaptarea ofertei la cererea de pe piață. Nu considerăm că această zona a țării ar fi un pol al sărăciei. Dovadă sunt industriile din regiune care funcționează bine, între acestea industria lemnului și cea a turismului, în care s-a investit foarte mult în ultimul timp. Pentru centrele comerciale de tip mall și, în general, pentru retail-ul modern, contează foarte mult și comportamentul de consum din zonă. De aceea se înregistrează diferențe destul de mari între preferințele de consum ale locuitorilor din estul țării, comparativ cu cei din vestul României. Se arată într-un comunicat al Departamentului de Relații Publice din cadrul grupului. După Suceava, următoarele orașe în clasamentul suprafeței de spațiu comercial modern la 1000 de locuitori sunt Arad, Constanța și Iași, ultimul cu 5 centre comerciale moderne.